s-a întâmplat. Moldova este încă o zonă a României care este în afara României. Ea trebuie adusă. Colegii de platou care au spații logistice știu de ce, pentru că consumul este aici, în sud, în centru, nord și vest. De aceea și dezvoltarea infrastructurii este acolo, indiferent că am vrut stânga sau dreapta. În ceea ce privește viitorul României, este datorită concentrării și dezvoltării Polonia, Arcului pe care a făcut Polonia, Cehia, Ungaria, în jurul nostru, totul se duce către noi. Bulgaria nu poate să țină.